Rafael Correa și-a revendicat victoria după ce trei exit poll-uri l-au arătat învingător la alegerile prezidențiale din primul tur. Potrivit acestor sondaje, actualul șef al statului a obținut aproximativ 60% din voturi, departe de adversarul său, bancherul conservator Guillermo Lasso, care a acumulat în jur de 20% din sufragii. Correa a intrat în atenția presei internaționale anul trecut când i-a oferit azil politic lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks. Susținătorii săi îi apreciază politicile sociale, dar criticii îl consideră un lider autoritar care a restrâns libertatea presei și a preluat controlul sistemului judiciar.